Sărbătoarea de astăzi ne aduce iarăși împreună la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Floarea Albastră, inițiat în anul 2008 în cinstea marelui poet Mihai Eminescu. Multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune, înșirând cuvinte goale ce din coada au să sune. Dar când inima-ți frământă doruri vii și patimi multe, și-a lor glasuri a ta minte stă pe toate să le asculte, ca și flori în poarta vieții bat la porțile gândirii, toate cer intrare în lume, cer veșmintele vorbirii. Critici voi cu flori deșerte, care roade n-ați adus, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Garabedi Brăileanu spunea, o clipă, ca și muzica, poezia lui Eminescu, dăm foaia, ca și muzica, poezia lui Eminescu scoate din enormul inconștient stări nebănuite de suflet pe care le lasă cu nelămuritul lor și, exprimând inexprimabilul, ne face cunoscut în clipe de fulger profund sufletul nostru. Farmecul acestei poezii se explică prin efectul ei asemănător cu al muzicii. De aici senzația de infinit pe care o dă poezia lui Eminescu. Emotivitatea care este principiul explicativ al poeziei eminesciene a avut nevoie de imagini sugestive, de sonorități, de formă. Dincolo de opera și viața lui Eminescu, sărbătoarea de astăzi reflectă voința dumneavoastră, a locuitorilor comunei Mihai Eminescu, prin dorința de a avea pe scene nume sonore ale muzicii populare românești ca Nicu Mâță, Ion Paladi, Diana Sârbu, Daniela Condurache, Dan Doboș, Orchestra Constantin Arvinte din Iași cu ansamblu de dansatori și artiștii teatrului de revistă Constantin Tănase, Valentina Fătu și Vasile Muraru. Însă, înainte de prestația artiștilor, voi da cuvântul celui care se preocupă îndeaproape de toate proiectele și realizările pentru dezvoltarea și modernizarea comunei noastre, din anul 2004, fost primar și deputat, Virginel Gireadă. De zile suntem împreună și de la an la an încercăm să aducem pentru dumneavoastră nume importante pe scenă și nu numai atât, pentru că meritați. Și dumneavoastră ați arătat întotdeauna că prin puterea dumneavoastră ne-ați adus pe noi pe scenă și iar noi am purtat cu cinste hai să-i spunem votul dumneavoastră, pentru că din păcate odată la 4 ani așa stau lucrurile și este normalitate, asta înseamnă democrație, să venim în fața dumneavoastră. Iar când venim în fața dumneavoastră trebuie să venim cu dreptul înainte, să spunem, deschiși și cu lucruri noi a spune. Pentru că dacă nu ar fi un consiliu local care este alături de noi astăzi și știe ce înseamnă investiții în cadrul instituției, în cadrul comunei, ei sunt cei care vin cu inițiative, iar inițiativele sunt puse în practică. Nu mai mult de atât, cred că, na, este o comună grea, sunt obsate. Cei de la Stâncești cu cei de la Cervicești să văd mai greu decât cu diferite ocazii, fie o nuntă, fie alte activități. Dar eu trebuie să am grijă de toate satele, pentru că mă ocup de investiții în cadrul instituției, în cadrul primăriei. Trebuie să am grijă că toate satele să primească câte ceva, pentru că de multe ori, o spun nu cu regret, pentru că mă doare inima că câteodată punem prea mult suflet în ceea ce facem, pentru că la noi nu se face nimic, nu. Toți primesc câte ceva, toate satele primesc câte ceva de la un an la an. Un sat primește canalizare, un sat primește asfalt, un sat primește cămin cultural, un sat primește grădiniță și uite așa le rânduim pe toate pentru a ajunge la aceleași standarde. Pentru că, până la urmă, comuna Mihai Eminescu considerăm că nu că este cea mai bogată, este ultra bogată în oameni. Nu vorbim de societăți comerciale, pentru că știm foarte bine că economia funcționează și nu funcționează. Promitem mult, dar facem puțin. Dar să știți că noi cu bani puțini facem lucruri bune și bune pentru dumneavoastră. Dar
câteodată pentru disconfortul creat în anumite situații ne cerem scuze, pentru că nicio investiție nu va veni în cadrul instituției, în cadrul unei, pe teritoriul unui sat, știți cum îi dăm cu vară în casă și tot facem mizerie. Trebuie să ne înțelegeți că forma finală a oricărei investiții va fi la curat. De aceea vă mulțumesc nespus de mult când ne ascultați și sunteți atenți la ce spunem noi și vă urez vizionare plăcută în continuare. Ceea ce facem noi, dumneavoastră veți simți și veți vedea. Vă mulțumesc mult și vă doresc vizionare plăcută. Da, mulțumim domnilor consilieri locali, mulțumim doamnei primar, rugăm cei de la pupitru să își facă treaba și să-și pregătească formația.